Autoritățile din München nu mai pot asigura cazarea tuturor refugiaților în condiții acceptabile. Primarul se află în permanență în gara centrală a orașului, unde fiecare tren sosit aduce sute de imigranți. Edilul se simte trădat de guvernul federal și de autoritățile din celelalte landuri. Ultima soluție a fost transformarea sălii de sport olimpice în centru temporar de primire și înregistrare pentru imigranți. Refugiații se grăbesc să ajungă în Germania pentru că în curând lucrările la gardul de sârmă ghimpată construită de Ungaria la granița cu Serbia se vor încheia. Mii de soldați, dar și deținuți au fost mobilizați pentru ridicarea acestuia. Ma lettek leütve az utolsó cölöpök, és amennyire én tudom, egy 2-3 napon belül végre lesz itt Röszkénél a menekült áradat. Szerintem a falnak van visszatartó ereje, de ugyanúgy jönni fognak, azért biztos nem állít meg egy menekültet, egy migránst, egy ilyen fal, aki már... Peste două zile în Ungaria intră în vigoare și noua prevedere legală conform căreia trecerea ilegală a frontierei va fi considerată infracțiune și nu contravenție ca până acum. În schimb, Grecia a reușit să detensioneze situația de pe insule. În doar 4 zile, 15.000 de străini au părăsit Lesbos în direcția continentului. Acum, pe insulă, nu sunt mai mult de 5.000 de oameni, capacitatea maximă de primire. That's the reason why we are doing everything possible to process them as quickly as possible so that they can leave the island to the mainland. Cele mai multe familii din Siria primesc documente cu care să-și poată continua călătoria la numai câteva ore după ce ajung pe Lesbos. Situația este similară și pe celelalte insule grecești din Marea Egee.